Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la episodul 7 din Rise of the Tomb Raider, un joc extraordinar de frumos, mie îmi place la nebunie. Este unul din favoritele mele, așa că, da, episodul 7, în același timp avem și a doua grupare din cheia jocului CSGO, adică Counter-Strike Global Offensive, deci fiți pe fază. Gruparea a doua începe cu cifra 6. Da? Și fiți pe fază pentru că nu voi mai spune nici prima, a doua, a treia, nu voi mai spune nimic. Cei care nu ați văzut prima grupare se află în videoul anterior, videoul cu configurarea unui PC de gaming. Da? Fiți atenți acolo, nu dați pe sărite pentru că nu o să puteți să vedeți cheia în întregime și atunci va trebui să repetați video, să vă uitați la video de N ori până o să găsiți acele 5 cifre și litere din grupare. Deci jocul este format, cheia jocului este formată din 3 grupări, a câte 5 cifre și litere. Da? Bun. Deci prima este 6 și fiți pe fază pentru că urmează și celelalte. Nu vă mai spune prima, a doua, nu vă mai spune a doua, a treia, a patra, a cincea, doar voi spune cifra sau litera aferentă. Așa că fiți pe fază. Bun. Avem un joc extraordinar de frumos, îmi place la nebunie. Avem partea asta. Ia să vedem. Dar ce face asta? Trage de sfoara asta și... Ar trebui să agați... A, fiți atenți. Este altceva aici. Ia să vedem. Bă, cine-i băi asta aici? Barul am ce e? Ia să vedem, merge așa? Aha. A, fiți atenți, cred că am găsit chestia. Ia să vedem. Ia, ce chestie, frate. Și... Pot să o trag mai încoace? Așa, ia să mai dau un butoi. Deci nu știu, eu n-am jucat, nu am văzut vreun gameplay. Nu știu absolut nimic. Deci tot ce este, tot ce se întâmplă, este original. Și acum? Cu toate că nu știu de ce ar fi butoaiele astea. Ok. A, eu nu cred că astea poate să explodeze. Mă rog, să vedem ce am făcut aici, de ce a trebuit să fac toată chestia asta. Astea ar fi ca niște bombe. Ia să vedem ce avem totuși aici. Că nu știu de ce ar fi butoaiele astea. Pe acolo pot să urc înapoi. Asta e și agățat acolo, dar ceea ce mi-arată mie că pot să urc. Ia să vedem. Și ce mai avem aici? A, ca să pot trece. Așa, să vedem, să sar pe butoaiele alea, dar nu știu cum o-i sări. Pe cutia asta. Nu este. Da, ciudat joc. Ce avem aici? Am găsit ceva! Am găsit ceva! D! De la Dodo. Trebuie cumva să urc acolo. Dar nu știu cum pot să fac acest lucru. Să mai explorăm pe aici, să vedem. Poate găsesc totuși. Nu știu de ce ar fi butoaiele astea. Ia să vedem noi. Nu, 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 așa.
Vreau să văd ce se întâmplă dacă trag în butoaiele alea. A, fiți atenți, cred că așa este. Trebuie să urc sus. No! Hai mai repede. Băi, sper să-și... Ia uite, aici iarăși altă chestie. Cu butoaie. Nu explodează butoiul ăla, ar trebui să explodeze. Nu știu, trebuie să mai văd pe aici ce este, pentru că nu știu ce avem. Deci am dat foc aici și a explodat. Opa! Fiți atenți! S-a deschis ceva acolo, oare? Băi, jocul ăsta e foarte, foarte complicat, adică trebuie să fii foarte, foarte atent. S-a auzit? Parcă a tras cineva. Parcă ar fi tras cineva. Nu văd nimic în schimb aici. Mă rog, să mai explorăm. Și am găsit o tabără. Și în această tabără, să zicem că sunt și dau, da, W. W de la Windows. Și avem inventory. Crafted. Și să vedem ce putem să craftăm. Ok. Ok. Și mai departe, ce mai avem aici? La weapons. Și avem la ce să craftăm noi. Uite armă. Bom. Uite așa. Deci atât am avut. Ok. Bun, să continuăm. Să continuăm să văd ce găsesc pe aici. Pentru că jocul e foarte, foarte ciudat. Mai am vreun butoi pe aici? Deci dacă nu găsești... Ia? Ia? Fiți atenți! Hai, 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 hai! A, fii atent că îl pot ataca! Unde ești, mă? Mamă, ia uite cât sunt acolo. Hai, bag-te sub apă. Bang, frumos! Yeah! Așa. Cred că m-a văzut. Hai, mă, vino și tu, să te omor și pe tine. Ha, mă, nu vine. Niciunul. Ha, băieți, curaj! Gata, m-a văzut. Hai, hai, fugi, 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 fugi. Hai, 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 încarcă, încarcă, încarcă. Hai, fugi, 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 fugi.
Mamă, dar periculos e ăsta. Hai, omoară-l. Bun, 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 așa. Ok. Mamă, ăștia sunt periculoși, frate. Ia să vedem ce avem aici. Muniție. Bună și asta. Și să vedem unde trebuie să mergem aici. Muniție. This must have been where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Hai că avem tot ce ne trebuie. Ceea ce mă duce cu gândul că o să avem ceva foarte, foarte interesant și important. Dar pe unde trebuie să merg? Ia să vedem. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Ia uite. Deci trebuie să merg în partea aia. Sau trebuie să mă bag pe sub apă? Ia. Yeah. Nu, e bine. Trebuie să mergem prin altă parte. Aha, uite. Sus, 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 la munte, sus. Sus, 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 Z. Z. De la zicală. A, uite, acolo trebuie să merg. Nu, 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 nu! Wow! Hai să merg în partea asta, să vedem de ce mă trimite pe mine acolo. De ce mă trimite... Hai să fugim repede. Lara. Got to be more Greek fire vessels I can use. Okay. Got to find them. Și ce mai avem noi pe aici? Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Deci foc? Așa. Dark water. Complicat joc. Deci eu pe aici trebuie să văd ce este. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Deci să găsesc focul grecesc. Așa, ia să mergem noi aici. Din ce avem noi în partea asta? Oh, că ia foc. Fata, ia foc. Cred că ăsta trebuie să-l dărâm eu. Aha, gata, cred că știu. Astea sunt butoaie. Trebuie să... Gata, știu ce am de făcut. Trebuie să aduc butoaie în partea asta. Hai să vedem. Cred că am găsit ce trebuie să fac. Și să vedem dacă și îmi reușește. Va trebui să trag chestia asta aici. Da, hai. Așa. Bun. Să trag un butoi jos. Bun, să prind o sfoară de acest butoi. Așa. Să trag acum de chestia asta. V-am spus, ăsta este un joc care îți trebuie... Ia, și acum ajungem partea aia. Ia să vedem noi puțin totuși cum
Îl dau eu jos în apă. Deci am ajuns aici. Eu acum trebuie să... Poți să tai sfoara asta? Așa ar trebui să aduc butoaiele în partea asta ca să pot să dau foc la aceste butoaie. Să dărâm chestia asta. Dar cum trag eu butoiul? Cum trag eu butoiul? Ia să vedem. A, ați văzut? Trebuie să trag cumva butoiul. Ia să vedem, totuși. Pot să sar aici? Nu pot. Sub apă nu mă pot băga. Hai, fetițo. Nu mă pot urca să trag butoiul ăla, dar totuși dacă îl trag, cum revine? A, cred că știu. L-am urcat sus, asta înseamnă că trebuie să explodez butoiul ăla, care este în partea aia. Hai să încercăm. Oh, ce joc greu. Bine, dar asta îmi place pentru că altfel n-ar avea niciun farmec jocul. Oleu, nu am... Așa, trebuie să craftez. Nu mă, trebuie să-l explodez. Așa. Așa, și acum trebuie să trag butoiul ăsta. Aha, și acum îl tai. Da, ok, așa trebuie să fac. Hai, du-te în apă. Asta trebuie să fac. Da, și acum? Bă, dar nu așa. Ia să vedem. Și mai am unul acolo. Mai este încă una de făcut. Pop, 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 pop. Deci încă una, la fel trebuie să fac, să merg înapoi și să mai fac încă un butoi. Da, mi-a fost cam greu până să găsesc ce trebuie să fac aici. Ia uite, gaze. Hai, și tu încă unul. Îmi trebuie două butoaie. N-am cum. Trebuie să fac așa. Așa, să trag partea asta. Probabil nu trebuia să explodez chestia asta, aia, butoiul ăla, și atunci aveam două butoaie. Mă rog, nu contează. Imediat rezolv și cu asta. Încă un butoi, bine că am butoaie la discreție. Băi, dar ce faci? Ok. Și acum va trebui să trag butoiul ăsta, să-l trag în partea asta. Așa. Și încă una. Da, cum v-am spus, e un joc foarte, foarte interesant. Ia, a urcat butoiul acolo. A urcat. L-am urcat sus. Bun. Și să mergem aici, să vedem. Poți să tai direct? Da, uite, merge exact cum am spus eu. Și hai, du-te, 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 du-te. Să vedem și dacă merge sau explodează din start. Na, e bine. Na! Nu, trebuie să ajungă în partea asta. Asta înseamnă că trebuie să-l trag eu. Am făcut greșeala când l-am explodat pe ăsta aici. Aia a fost rău. Da, deci e un pic de lucru aici.
Hai să mergem, să vedem. Și va trebui să mai băgăm un butoi. În același timp va trebui să tai, să fug repede, să trag butoiul, să ajungă exact unde trebuie. Ok. Hai, vino! Și mai trage lotură! Și să-l prinde acolo... Na, mă! Bun. Hai! Hai că l-am urcat. Ok, e în regulă. Să văd acum cum fac cu butoiul ăsta. Mamă, dar... E ceva de jocul ăsta. Bine că am găsit ceea ce trebuie. Mai grav e acum cum trag eu butoiul. Nu știu cum o să trag eu butoiul. De unde îl pot trage? Pentru că e curentul de aer și curentul de aer... Curentul de aer trage, trimite butoiul exact unde e, unde nu trebuie. Dar nu am eu timp să ajung aici. A, fiți atenți. Na! Hai, mă! Nu e bine. Poți să opresc oare apa asta? Da, durează cam mult toată povestea asta. Aș fi vrut să fie ceva mai scurt video în care voi să aveți cheia. Să vedem, trebuie să fie totuși ceva pe aici. Să opresc apa? Aha, ia uite. Păi zi-mi așa, domnule. Avem și aici butoaie. Așa. Bun. Și hai să... Să scoatem butoaie și astea cred că merg acum în partea aia. E ok. Cred că e ok, deci nu puteam de acolo să fac treaba asta, dar mă bucur că am găsit până la urmă. Păi trebuie focul de acolo. Să-l rezolv. Nu e bine. Ceva trebuie să oprească apa, să oprească focul. Ia uite, mai avem acolo ceva. Nu e nimic aici. Ia să vedem. Hop, hop, hop! Hai sus! Sau pot să urc pe aici? Ia să vedem dacă pot. Bun. Ce avem noi aici? Get it clear of the fire. Maybe I can anchor it somewhere. Cred că știu. Trebuie să-l trag în partea asta. Ia fiți atenți. Mamă, dar chiar că-ți trebuie să gândești aici, să gândești, nu glumă. Așa, și nu-i mai dă voie să meargă către foc. Și acum pot să tai. Așa, și-a luat-o pe partea asta, la altă. Mamă, ce tare e jocul. Chiar că e tare, pe cuvântul meu. Nu.
A luat foc. Ia să vedem dacă pică tâmpenia asta. Hai. A picat. Ha, am reușit să fac până la urmă. Până la urmă am reușit să fac. Și foarte, foarte tare. Și acum avem un război. Dar acest război, bineînțeles că va urma. I. Și o să ne oprim aici. Pentru acest episod, nu vreau să-l fac foarte, foarte lung, cu toate că s-a ajuns la destul de mult. Spun eu că este suficient. Aveți deci și a doua grupare. Fiți pe fază, urmează un video cu a treia grupare, a treia grupare fiind și ultima. Da? Așa că fiți pe fază și stați aproape să ajungeți în posesia jocului. V-am pupat. Pa, pa!